1990 a fost un început de bine pentru unii, de rău pentru alții. 1990 ne-a dus America, Asia și vestul Europei în rafturi și ne-a aruncat la gunoi mare parte din produsele cu care eram obișnuiți. Târziu a apărut ideea de salvare a mărcilor autohtone. De câțiva ani sunt mai vizibile, dar lupta se dă continuu. Urmează acum o provocare. Seed Consultants, agenție românească de branding și design, lansează programul cel mai promițător brand românesc. Este prima competiție de la noi adresată comunității de afaceri, la finalul căreia un brand românesc va beneficia de un proces de rebranding. Programul urmărește încurajarea companiilor pentru dezvoltarea și promovarea brandurilor românești. Crearea, menținerea și dezvoltarea unui brand, a unei mărci, este un proces complicat pentru profani. De aceea i-am invitat în platoul Observatorului pe Nils Schnecker, analist economic, și colegul meu de la emisiunea Previziunile Zilei de pe Antena 3 și pe Dochița Zenoveiov, Managing Director Seed Consultants. Bună ziua și bine ați venit la Observator. Bună ziua! Suntem deja în perioada înscrierilor. Cine poate participa la program? Toate companiile românești care dețin un brand românesc, fie că e vorba de servicii, corporație sau un brand de produs, pot să aplice pe site-ul nostru și pot aplica pentru această miză mare un proiect de branding pro bono. Cine alege câștigătorul? Este un juriu pe care Seed Consultant l-a gândit într-o formă ce să acopere atât partea de marketing, cât și de media, cât și economiști. Ca atare, alături de mine, o vom avea pe Emma Beckman, client director la Landor Associates, Anca Fieraru de la MS Consulting, colegul nostru Radu Preda de la Săptămâna Financiară și Fin.ro, colega noastră Sandra Stoicescu, nu mai trebuie să o prezint pe Sandra, Alfred Borcan de la Volksbank, Șerban Alexandrescu de la Headvertising și Dochița Zenoveiov de la Seed Consultant. Bun, veți avea câștigătorul. Ce va fi după desemnarea lui? După desemnarea lui, practic, vom prezenta o metodologie de brand, plecând de la problema cu care se confruntă cel care aplică. Vom dezvolta împreună cu echipa procesul de branding, după care vom aștepta rezultatele, pentru că cel mai important este ca cei care vor beneficia de acest program de branding să investească și să implementeze ceea ce vom face noi, în esență, prin procesul de branding. Aș vrea să vorbim mai pe înțelesul celor care ne privesc acum și aș da trei exemple. Pateul de Sibiu, Eugenia și ar mai fi și ciocolata cu rom, care sunt, iată, trei delicatețuri care au reușit să țină pasul cu vremurile. Care să fie cheia succesului? Faptul că au reușit cei care se ocupă de aceste nume la noi să exploateze foarte bine legăturile care s-au creat de-a lungul timpului între români și brandul respectiv? Cred că există nu există o rețetă de succes, evident. Există însă niște vectori care trebuie păstrați. Ar trebui să existe o echipă de marketing care să înțeleagă, sau cel care este ownerul brandului să înțeleagă că este nevoie de un proces de branding, este nevoie de o poziționare clară, este nevoie de generarea unei experiențe cu consumatorul. Și dacă avem toate aceste trei variabile, cred că putem să ajungem la aceste trei branduri pe care le-ați enunțat puțin toate mai devreme. Toate trei, însă, Oana, trebuie spus un lucru despre ele și anume vin din trecut. Eugenia, ciocolata cu rom și pateul de ficat. Și Dacia vine din trecut și iată că a reușit de asemenea să se stabilească foarte bine pe piață. Absolut. A trecut de la automobilul pe care îl foloseau toți românii la Loganul pe care azi îl cumpără europenii. Îl cumpără toată lumea, nu numai europenii, ajunge și în America Latină. Dar până la urmă, faptul că pentru noi românii acele trei produse au venit din trecut a însemnat foarte mult pentru noi. Erau lucruri care ne aduc aminte de copilărie, de modul în care am trăit când eram mai tineri. Sunt niște lucruri de care ne simțim legați. Atunci, acolo cel puțin, străinezii n-au reușit să le ia înainte. Chiar dacă astăzi, de fapt, ciocolata cu rom, acea ciocolată cu rom, nu mai e românească. E, de fapt, făcută de străinezi. La noi, dar de străinezi. S-au umblat și la ingrediente sau poate au adăugat ceva mai mult advertising condimentat cu umor și emoție, nu știu. Eram înnebunit după acea ciocolată cu rom, vreau să spun că are alt gust. Alt gust, deci s-au schimbat ingredientele. E ciocolata mai ciocolată,
E crema mai cremă, adică este de calitate mai bună. E, noi eram obișnuiți cu ciocolata cu rom, aia așa făcută, vai mama ei. Și Eugenia, crema de la Eugenia e mai dulce decât era înainte. Dar Eugenia... Poate și gusturile românilor s-au mai schimbat. Când vine vorba de advertising, e nevoie de mai mult umor sau de mai multă emoție? Cred că trebuie plecat întotdeauna de la consumator, ce vrea consumatorul și cum încerci tu să fii memorabil. Cred că depinde la fel de obiectivele pe care le ai și dacă le aliniezi, ajungi la ceea ce trebuie. Cunoașteți foarte bine piața, asta e clar. Ca un simplu consumator aș îndrăzni să spun că românii preferă mai mult produsele de afară. E o impresie greșită? Da, cred că e greu de răspuns aici. Cred că vedem asta din datele cercetării. S-ar putea să aveți dreptate. Există însă și un curent actual în care vedem că produsele, brandurile românești încep să crească din ce în ce mai mult și ca dovadă avem câteva exemple din clienții noștri din portofoliu care văd niște creșteri în vânzări după ce își lucrează așa cum trebuie brandul sau le reinventează pe parcurs, pentru că ceea ce vorbea Nils puțin mai devreme este vorba de fapt de o reinventare a produsului, ciocolata aia cu rom. Suntem snobi. Hai să fim cinstiți. Suntem snobi. La noi, dacă e străinez, automat e mai bun. Și a rămas tot de pe vremea veche chestia asta. Da, asta este, așa suntem. Poți să împachetezi în ceva frumos orice. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit azi la Observator. Mulțumim. Și ne vezi. Iliana,